Bugetul de venituri și cheltuieri al Consiliului Județean a fost rectificat pentru că în visteria Consiliului s-au adunat mai mulți bani decât fusese prevăzut la începutul anului. Consiliul a colectat din taxe și impozite 101% din prevederile inițiale, astfel a realizat un plus de venit de 887.000 de lei. Nu e vorba de o minune că am primit bani de undeva, e vorba că noi ne-am luat un anumit element de garanție sau de prevenire și n-am făcut prevederi la început decât pe 95% încasări maxim, venind acest procent de 101%, se face această rectificare pentru a folosi bani. Dacă va rămâne ceva bănuți din ce o să ne spună doamna directoare, probabil că o să băgăm în fondul de rulment al județului, dar nu sunt prea mulți, care să-i păstrăm pentru luna ianuarie, cum să spunem, cămară, pentru luna ianuarie, dacă o să-mi lasă, dacă nu o să-mi ieși pe ăștia. Banii care s-au încasat în plus la bugetul județului au fost direcționați către spitalele care se află în administrarea Consiliului Județean pentru reparații și către unele primării pentru înlăturarea efectelor unor calamități naturale. În aceeași ședință a Consiliului Județean a fost aprobată și noua structură a Spitalului Județean, în care TBC-ul va funcționa ca secție. După ce le dăm hotărârea de aici de aprobare, va trebui să mergem la Minister să luăm un aviz, că așa e acum, după Ordonanța 48, modificările de structură organizatorică a spitalelor se poate face cu avizul Ministerului Sănătății. Deci am adăugat acest punct pentru că este urgent și trebuie să reglementăm în cursul acestei luni, în așa fel încât cu data de 1 ianuarie să spunem că am intrat în termen legal în funcționare.